Și în cea de-a doua zi cu zăpadă, copiii au ieșit la săniuș, iar muncitorii l-a curățat gheața. În jur de 25 de victime ale poleiului au ajuns la spital cu diferite traume. De asemenea, peste 400 de muncitori au fost implicați la dezăpezirea stațiilor de așteptare, a trecerilor pietonale și a curților de blocuri. Alți peste 250 de muncitori au fost mobilizați la împrăștierea materialului antiderapant. În parcul Valea Trandafirilor din capitală, părinți, bunei și copiii s-au bucurat de încă o zi cu zăpadă și spun că sunt fericiți să petreacă timpul în aer liber. Noi azi am ieșit de zi dimineață, am folosit timpul util, 2 ore la deal Valei, cu săniuța, super, da. Pentru că mâine, poimâine deja cred că nu o să mai fie azi. A rămas o pârtie aici, nu departe, și ne-am dat cu sanele prietenilor. E fric și foarte frumos. În parc la Săniuș au ieșit și bunei ca să-și plimbe nepoții. Acest domn spune că ieri a fost la muncă și nu a reușit, dar și-a făcut timp astăzi pentru distracție cu cei mici. Mie îmi place, nu doar că îmi place. Să ieșim și să ne catăm. Mie îmi place Sania. Rar când este o mătă la noi. Sorina e sama. Dar mâine cum trebuie. O, să dă-i domnul, să nu stopească. În timp ce unii s-au bucurat de zăpadă, alții strângeau bucățile de gheață din fața magazinelor și instituțiilor în care lucrează. De ieri dimineață, jumătate la 7 am venit și am trăit toate pragurile și apoi fietele și toate cu lopetele și toate cu curățit. Pe trotuare, în curțile blocurilor de locuit, pe alocuri a fost presărat nisip, însă pe alte alei oamenii spun că se deplasează cu greu. Ghețuș, și normal, dar cine rănește drumurile pe aici? Prin tractoare nu sunt la noi, numai vorba este că sunt tractoare care curăță drumurile prin o greață. Avem pritură, nu? Cum? De fapt e presurat nisip, ne deplasăm acum mai ușor, sara în gheață, asta este, dar ne isprăvim. Я не знаю, хватит, не хватит. Вы же понимаете, что зима идеально, никто ничего вам не сделает. Никто. Любая примерие не сделает. Din cauza poleiului, în jur de 25 de persoane au ajuns astăzi la spital cu diverse traume. Unii au lunecat pe gheață chiar la ei în curte. Nu fac cum trebuie. Poți să mă urc pe scară și poți să mă urc pe gheață. Și să mă urc pe scară. Scara afară. De ce nu scuze? M-am dus afară să iau cărbuni, să fac focul. Și am căzut cu mâna așa ea. Și ne-am frânt-o. M-a lunecat pe gheață. În total, în ultimele 48 de ore, peste 100 de oameni au apelat la serviciul de urgență după ce au căzut pe gheață. O parte dintre ei au fost internați, iar cei mai mulți au fost consultați și nu au necesitat spitalizare. Mare parte sunt luxații, dar și, bineînțeles, și fracturi deja mai grave și au necesitat intervenții chirurgicale. Regia Exdrupo a intervenit cu 41 de utilaje pe parcursul nopții trecute, la curățarea arterelor auto pe unde circulă transportul public și cele secundare, precum și pe drumurile de acces spre suburbii. Drumarii au continuat intervenția pe parcursul zilei de azi, în zonele mai problematice.